Duminică 2 iunie, în comuna suceveană Berchișești, a avut loc cea de-a 5-a ediție a festivalului folcloric Procopie Jitariu Florin Piersic, festival ce a coincis și cu ziua comunei. Organizatorii, adică Primăria și Consiliul Local al Comunei Berchișești, au reușit să le ofere invitaților din Republica Moldova și Ucraina, dar și locuitorilor comunei, un adevărat regal folcloric. Berchișești, Violeta Țăran, a precizat încă din deschiderea celei de-a 5-a ediție a festivalului că le este recunoscătoare tuturor celor care au venit de mai aproape sau de mai departe pentru a fi împreună la acest moment de bucurie pentru comunitate. Am plăcerea de a deschide cea de-a 5-a ediție a festivalului Florin Piersic Procopie Jitaru și zilele comunei Berchișești. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați venit astăzi într-un număr atât de mare și în același timp aș vrea să mulțumesc și invitaților noștri din țară, din Republica Moldova, din Ucraina, pentru efortul pe care l-au depus de a ne fi astăzi alături și pentru faptul că ne vor încânta în această după-amiază cu programul dumnealor artistic. Ideea acestui festival, ideea organizării acestui festival, a avut loc încă din anul 2000, pe data de 27 august 2000, actorul Florin Piersic a primit titlul de cetățean de onoare al comunei. Aș vrea să vă reamintesc că în anul 1899, pe 27 decembrie, se năștea la Corlata doctorul, colonelul, profesorul universitar Ștefan Piersic, tatăl marelui actor. Marele Florin Piersic, vreau să vă spun că și-a petrecut pe copilăria și o bună parte din vacanțele școlare în casa bunicilor. De asemenea, vă reamintesc că profesorul Procopie Jitaru a fost primul om învățat al Berchișeștiului, profesor la școala din Cernăuț, a fost prefect al Câmpul Lungului, un mare folclorist și istoric. Gândindu-mă la cele două personalități pe care vi le-am amintit, am considerat că este potrivit ca acest festival să le poarte numele. În public se găsește și domnul senator Ioan Stan, care dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine, că a fost cel care ne-a susținut în construcția acestei frumoase școli, a Centrului Cultural Florin Piersic din Corlata, Căminul Cultural de la Berchișești, pe care noi l-am inaugurat anul trecut, această minunată sală de sport de care se bucură copiii noștri, și multe, multe alte proiecte. La festivalul devenit internațional prin participarea celor trei țări, prefectul județului Suceava, Mirela Domnicăi, a afirmat că unirea poate începe de la Berchișești, deoarece primarul Violeta Țăran face eforturi an de an pentru a-i aduce pe colegii săi la cel mai important eveniment pentru comunitatea din Berchișești. Să-i mulțumesc doamnei primar pentru invitația la acest festival, care a devenit tradiție, dar mai mult decât atât, a devenit, doamna primar, un festival internațional, pentru că până să urc pe scenă, am conversat cu trei primari din Ucraina, șase primari din Republica Moldova și eu cred că unirea se va face începând de la Berchișești și apoi mai departe se va extinde în toată țara. Pentru dumneavoastră, stimați locuitori ai comunei Berchișești, cred că acest festival devenit tradiție până la urmă înseamnă pentru dumneavoastră și un prilej de a vă întâlni, de a socializa, de a vă bucura de tot ce se întâmplă frumos și bine în comună, pentru că și datorită doamnei primar, care este o primăriță iubită din ce am auzit eu, e adevărat, aici la dumneavoastră în comună.
datorită strădaniei doamnei primar, care n-ar putea să facă toate acestea singură, tot cu susținerea dumneavoastră. Vreau să vă felicit, doamna primar, pentru tot ce faceți din această comună, să vă urez succes și multă putere în continuare și să rămâneți la fel de iubită de locuitorii din comuna pe care o păstoriți, iar la anul să ne vedem cu 7 comune din Republica Moldova și 7 primari de Republica Moldova și cât mai mulți din Ucraina. Aici mai avem de lucrat. Școala gimnazială din Berchișești a avut un stand propriu, unde cei mai talentați copii și-au expus lucrările confecționate la ora de lucru manual, iar pentru al doilea an consecutiv, gospodinele din primăria Berchișești s-au întrecut în bucate alese. Copii au pus mână cu mână pentru construirea artelor vizuale pe care le arumă din această tarabă, mai ales mămicile au făcut o delicatesă cu prăjituri. Mai avem niște bețele foarte frumoase artistice populare și toate lucrurile sunt făcute de copii la lucru manual. De la orele amiezii până târziu în noapte, pe scena din curtea Școlii Generale din Berchișești au urcat artiști și ansambluri folclorice care au încântat publicul prezent. Și la mândra toți fugi. Dorul e tu minti n-ai, că numai la mândra stai. Care înflorit în mai măi, de la mândri ce plicai. Dar dorul e unde ai găsit așa mândră de iubit, mă! Și-l și-n strângă, om voios și de-o minim.